În al preasfinția voastră, în al preasfințite părinte, arhiepiscop Ioachim, preacuvioși preacucenici părinți, preacuvioase maici starețe și cuvioase maici, onorate oficialități, iubiți frați și surori împreună rugători. Sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana în această străveche catedrală este încununată prin dumnezeiasca liturghie, însă sărbătoarea a început încă în ajun, prin slujba privegherii și a târmosirii paraclisului noului așezământ din localitatea Băcăoană, Litești, și totodată prin punerea pietrei de temelie a unui nou lăcaș de închinare și a unui așezământ filantropic în care persoanele vârstnice își vor găsi alinare, dedicat Sfinților Părinții Ioachim și Ana, prin purtarea de grijă a arhipăstorului nostru, înaltea Sfințitului Ioachim. Le spuneam și aseară clericilor, viețuitorilor din cinul monahal și numeroșilor credincioși, că în acest așezământ duhovnicesc și filantropic, dedicat Sfinților Părinții Ioachim și Ana, își vor găsi alinare cei bătrâni și singuri, rămași fără părinți. Însă iată, în al preasfințitul Părinte Ioachim, s-a gândit că acești bătrâni să fie ocrotiți duhovnicești de dumnezeiștii părinți Ioachim și Ana și să fie alinați părintește de înalt preasfinția sa și cei care îl slujesc, cu care împreună slujește în această străveche eparhie a Romanului și Bacău. De aceea, în al preasfinția voastră, acești oameni nevoiași, cum am spus, rămași fără părinți, de acum înainte vor avea și în acest așezământ părinți iubitori pe Sfântul Părinte Ioachim, dar și pe înalt preasfinția voastră, care îi purtați cu predicie numele și îi continuați slujirea sa duhovnicească. Și credincioșii, în frunte cu păstorii lor pe care i-ați trimis să-i slujească, au părinți și pe Sfântul Părinte Ioachim, dar și pe Părintele Domnicesc Ioachim, păstorul acestei eparhii. De aceea și eu mă simt împreună cu păstoriții dumneavoastră ca fiind ocrotit prin grija domnicească de înalt preasfinția voastră, iar de când v-am cunoscut cu mulți, mulți ani înainte de a fi arhiereu, pe când eram poslușnic, eram și ascultător, la înalt preasfințitul Părinte Bartolomeu, când l-ați vizitat, am simțit de plin că purtați cu plinicie nu doar numele, ci și slujirea Sfântului Părinte Ioachim. Sfinții Părinți Ioachim și Ana ne învață cum să-L slujim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, în iubirea jertfelnică continuă. În acest sens, aș vrea să vă dau, să vă pun la inimă o întâmplare pe care eu însumi am trăit-o la începutul postului adormirii Maicii Domnului. O fetiță de doar 3 ani s-a îmbolnăvit, a intrat într-o comă prelungită și părinții au apelat la rugăciunea noastră a tuturor ca Dumnezeu să se milostivească și să o mai lase în această lume, să nu o treacă la biserica cea mai presus de cer. Însă, în această rugăciune, ne-am întărit și mai mult în credință, gândindu-ne la pilda luminoasă a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, care, în locul iubirii și mânghirii lor părintești pentru copila Maria, care avea doar 3 anișori, cum avea și această copilă care s-a îmbolnăvit,
au preferat iubirea lui Dumnezeu și au încredințat-o templului său ca să fie hrănită și ocrotită de îngeri. Însă în această iubire jertfelnică, copila Maria a crescut fiind pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu. Născătoare Dumnezeu, mai bine zis, și pururea fecioară. Această iubire jertfelnică a dumnezeiștilor părinți, Ioachim și Ana, o învățăm cu toții. Maria a fost slujită de îngeri, însă părinții ei, Ioachim și Ana, au învățat un chip deosebit cum să-i slujească și pe oameni. Ea a fost slujită de îngeri încă din timpul vieții, din pruncie. Și acum este înconjurată de toate puterile cerești, într-o negrăită slavă. Însă cu toate acestea, învățând slujirea de la părinții ei, dumnezeiești, Ioachim și Ana, iubește mai mult sau preferă mai mult să-i slujească pe cei nevoiași. Pe oamenii aflați în suferință și în căutare de sine. De aceea, ea preferă mai degrabă să fie între fiii de aici, de pe pământ, decât între îngerii din slava cerească. Sfântul Simeon, cel nebun pentru Hristos, a fost ridicat, asemenea Sfântului Apostol Pavel, în extaz până la al treilea cer. Și s-a împărtășit de slava prea Sfinte Triimi și de bucuria Sfinților, însă nu a văzut-o pe Maica Domnului de-a dreapta tronului ei. Unde este Maica Domnului? A întrebat și s-a răspuns. Maica Domnului este pe pământ, printre copiii ei. Șterge lacrimi, alină suferințe, culege rugăciunile și le înalță la Fiul ei de aici, de pe pământ. De aceea Maica Domnului preferă să fie între copiii ei, chiar între cei care nu sunt atât de evlavioși. Poate sunt indiferenți și nu îi cer întotdeauna ajutorul, dar ea este lângă ei ca o maică iubitoare, după modelul iubirii jertfelnice a părinților Ioachim și Ana. În această iubire jertfelnică, în Anunăstăția voastră, îi slujiți pe preoții, pe viețuitorii din cinul monahal și pe credincioși și credincioase din această străveche eparhie. În această iubire să rămâneți până la sfârșit. Deoarece am simțit de multe ori când am venit aici la Roma că păstoriți în al preasfinției voastre vă simt și ca părinte, dar și ca frate. Și urmați pe de-o parte pilda Sfântului Părinte Ioachim, ocrotitorul ceresc al al preasfinției voastre, iar pe de altă parte pilda luminoasă a Marelui Arhierei, a Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și pune sufletul răscumpărare pentru mulți. Hristos este Cel din tâi născut între frați. Așa sunte și în al preasfinția voastră. Părinte, precum Bunicului Hristos, Sfântul și Dreptul Iachim, și frate, precum Marele Arhierei, a cărui parte plin îl purtați cu vrednicie și responsabilitate. Ne rugăm pe Iubitorul Iisus ca prin rugăciunile Sfântului și Dreptului Iachim și a Sfintei și Dreptei Ana să aveți în zilire, în jertfelnica slujire pe care o împliniți cu timp și fără timp, fiindu-ne model și nouă, celor mai tine, în slujirea Arhieriei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este mare, mare cinste, mare cinste mi-ați făcut astăzi, în al preasfinția voastră. E adevărat, am ajuns în Moldova, dar m-ați invitat înainte de a ajunge în Moldova la această prăzbire. Și este mare cinste, mai cu seamă că mă regăsesc duhicește și cu înaintași, cu sutele de înaintași în al preasfinției voastre, care au slujit la acest altar eucaristic. I-aș pomeni pe doi dintre ei, fiindcă sunt chiar din zona mea natală, a Bistriței și Năsăudului. Pe de-o parte, Sfântul Pahomie, de la Gretinul Bistriței, a cărui slujbă ați alcătuit-o în preasfinția voastră, din vinograf, Sfântului Sinod. Și pe de altă parte, Teofil Grineanu,
care este tot Bistrița, vrednicul și de pomenire, de pioasă amintire, Teofil Herineanu, care a păstorit înaintea, în alta sfârșitului lui Eftimie, în această străveche eparhie. Vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați făcut-o. Vă mulțumesc și în alta Sfinții voastre și ucenicilor care vă înconjoară cu atâta dragoste pentru această slujire duhovnicească și nobilă, înnobilată prin evlavia în alta Sfinției voastre, a clericilor, a viețuitorilor, micilor monahal și a crincioșilor crincioaselor la această evaristică comuniune și se simte întotdeauna că ați fost arhidiaconul și secretarul la doi patriarhi, a vrednicului de pomenire patriarh Teofilist și actualului întristător al bisericii noastre, prea fericitul părinte patriarh Daniel. Rare ori îmi este dat să pot trăi o liturghie atât de minunată în cântare, în trăire evlavioasă și mai ales în credință arzătoare. Dumnezeu să primească slujba pe care a sfârșit-o astăzi, acum împreună cu ucenicii la Sfinție voastră. Îngăduiți-ne să slujim după rânduială și polichroniu care se sfârșește la aceste sărbători. Iar chiar la final aș avea și o rugăminte în prezența voastră. La această slujire eucaristică m-ați învrednicit să citesc toate pomenele cele la proscomidia. Am observat că îi pomeniți pe toți ierarhii Sfântului Sinod, dar cu grijă îi pomeniți și pe ucenicii în prezența voastră, pe clerici, pe viețuitorii din cel monahal și pe credincioși și credincioase. Printre multele pomenele pe care le-am citit din încredințarea în prezenței voastre la proscomidia și pe care n-am să voastră le pomeniți permanent, a fost și pomenicul personal la prezenței voastre. Cu smerenie vă cer ca să mă pune și pe mine pe pomenicul personal, dacă nu vă cer prea mult, între arhierii de suflet pe care îi aveți la inima în altă prezenței voastre, în slujirea continuă. Fiindcă știu că acest pomenic nu-l pomeniți doar la proscomidie, ci pomeniți în slujbele necontenite, rugăciuni necontenite, pe care le lăsați Marele Arhiere. Și pravile la prezenție voastră știu, înainte de a fi episcop, cum se desfășoară, în rit procesional, în jurul catedrale și în toate grădinile, fiindcă de aici, de la Roma și de Jurii, fiindcă de mic v-ați închinat viața lui Dumnezeu în cinul monahal și de mic, de la părinții la prezenție voastră, la părinții domnicești, ai siestrie neamțului și Bistrița, ați învățat cum să trăiți frumos și firesc în Hristos. Și pravila știu că știți pe din afară. Eu trebuie să por cartea cu mine, că nu știu pe din afară. Dar am preasfințit-o tot de n-aș face pravila, fiindcă deja a intrat în suflarea lui, în bobului de suflare, toate rugăciunile îndelungate, foarte lungi, deosebite frumoase ale Sfinților Părinți. De aceea acest har poetic pe care vi l-a dăruit Dumnezeu, l-ați cultivat și l-ați inobilat în această trăire atent duhovnicească, în viața monahală, fiindcă mai întâi de toate ne învățați cum să fiți un bun și iubitor călugăr, fiind cel din tâi călugăr, între călugării acestei partii, dar ne învățați cum să fiți și un râvnitor arhierev și un iubitor părinte al tuturor celor care au lipsă sau duc lipsă de părinți. Dumnezeu să vă țină sănătos și bucuros, într-un mulți fericiți și luminoși ani. Să ne trăiți în apărță. Înaltă prea Sfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă, pace cu sănătate, bunăsmovire în dreapta propovăduirea cuvântului Evangheliei și călăuzirea poporului credincios pe calea mântuirii. Și ne păzește în drumul Țeone. Mulți ani trăiască!
Maria, stimate domnule primar, iubiți prieteni și frații în Domnul Hristos slujitori, iubiți credincioși, istoria mântuirii neamului omenesc consemnează puține evenimente care sugerează bucurie, dar două dintre ele sunt în mod expres sugerate de Sfânta Scriptură, unul dintre ele fiind cel al bunei vestiri, în care Arhanghelul Gabriel îi spune Maicii Domnului, bucură-te, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și cel de-al doilea este spus de însuși Mântuitorul femeilor mironosițe, bucurați-vă, eveniment al bucuriei prin divire. Este o sărbătoare a bucuriei și astăzi, pentru că suntem încă sub omoforul Maicii Domnului, a cărei naștere am sărbătorit-o ieri, un eveniment al bucuriei și iată că astăzi, sub patronajul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, ne sărbătorim și noi, precum spune Sfântul Apostol Pavel, poți avea voi mulți învățători în Hristos, dar un singur Părinte, Cel care v-a născut, care vă păstorește și care vă crește în Hristos la sânul Bisericii și precum pelicanul vă hrănește din sângele Mântuitorului Hristos, pentru ca fiecare dintre noi să ajungem să creștem și să ne nobilăm în însuși Mântuitorul Lumii. Așadar, o sărbătoare a Bucuriei, o sărbătoare în care și din care putem învăța două lucruri. Și ele, izvorând de tot din această Evanghelie a Maicii Domnului. O Evanghelie nescrisă, dar care ne învață și care devine paradigmă pentru un alt preasfințitul nostru Părinte Ioachim, încă de când îl cunoaștem noi, de la începutul arhipăstoririi sale în această Evanghelie, o Evanghelie în care Maica Domnului spune doar atât. Să fim ceea ce cere Dumnezeu să fim. Este Evanghelia cu care se scrie începutul lucrării mântuitoare a lui Hristos în Cana Galilei. Faceți tot ceea ce vă va spune El. Și prin această acceptare a sfatului, a recomandării, dar și a veștii pe care Arhanghelul Gabriel o aduce, fie mie după cuvântul tău, anulează, sau mai degrabă aș spune, înnobilează un text al Vechiului Testament, prefigurat în multe rânduri, care spune așa, fariseii și cărturarii deseori invocau acest drept și spuneau, noi avem învățător pe Moise, îl avem părinte pe Avram, avem, avem, avem. Iar Maica Domnului spune, degeaba îi aveți dacă nu sunteți. Și prin a avea, ne transformă pe noi în a fi. Și ne dorim să fim cu toții, așa cum în Avrea Scriptură ne recomandă de fiecare dată, fiți fii ai Împărăției, fiți iubitori de săraci, fiți iubitori de Hristos, iubiți Biserica, iubiți rugăciunea, iubiți postul, iubiți tot ce înseamnă valoare. Valoare creștină, valoare morală, valoare dumnezeiască și de aceea astăzi, dincolo de cuvinte, ne-am dorit să-i mulțumim și noi în Avrea Sfântitului pentru purtarea de grijă și pentru acest mod de a învăța, de a lăsa la o parte ceea ce avem și de a fi ceea ce ne dorim să fim. Ne dorim să fim ucenicii în Avrea Sfântitului voastre, ne dorim să fim fii ascultători, ne dorim să fim ceea ce Hristos ne cere să fim, iar în Avrea Sfântitului voastră aveți mesajul pe care îl duceți în fiecare rugăciune, cum spuneam în Preasfințitul Părinte Macarie, îl purtați în rugăciune în Avrea Sfântitului voastre, ori de câte ori vă îndreptați inima și sufletul spre cer. Ne dorim să fim prezenți în rugăciune și să fim ceea ce vă doriți să fim, ascultători și împlinitori ai tuturor poruncilor Evangheliei, dar și a sfaturilor în Avrea Sfântitului voastre. Vă mulțumim încă o dată pentru această purtare de grijă și dacă cuvintele poate n-ar fi suficient de evocatoare, am vrea ca faptele să fie pe măsura așteptărilor. Despre Hristos se spune, era prorok puternic în faptă și în cuvânt. Am vrea să facem mai mult și să vorbim mai puțin. Gânduiți-ne să vă oferim din partea colaboratorilor de la Centrul Eparhial, a celor pe care i-ați îngrădițați cu diferite ascultări, un buchet de flori cu floarea recunoștinței,
ale mângâierii și ale frumuseții lăuntrice a celor care s-au străduit să-L frumuseteze. În apărstinția voastră, înainte de toate, aș dori să vă ofer și eu florile dragă și frumuseții mele și mărânt veșnic de arhivești care să mă pomeniți înainte Maria Crea. Care avea o soție numită Ana,
trecută la cele veșnice, în anul 1418, Alexandru cel Bun fiind până în 1432, nu aceasta importă, ci importă că, îmi amintesc, după 30 de ani, la acea mănăstire Bistrița, când era un timp greu pentru biserică, când se instauraseră acel regim opresor pentru biserică și era foarte greu să te definești în contextul bisericii pe vremea aceea. E bine, nu vreau să vorbesc de mine însumi, nu vreau să spun împlinirile mele, doar atât mă rog de fiecare dată ca Dumnezeu să se recunoască în faptele pe care le-am făcut spre slava Lui. Așa că, de la acel moment, când până când aveam numele tot a unui profet al Vechiului Testament, Elie, starețul de atunci, tăindu-mi voia, mi-a pus numele Sfântului Ioachim. Ce frumos a vorbit Părintele Episcop Macare despre Sfântul Ioachim. Eu nu știu dacă preasfinția voastră am împrumutat ceva din plătețea lui. Nu știu dacă am împrumutat ceva din înțelepciunea lui. Nu știu dacă am împrumutat ceva din bătrânețea lui. Bătrânețea aceea frumoasă. Bătrânețea aceea în care se lăsulește pacea cerului. Spuneam că Sfânta Ana, când a avut în brață pe Sfânta Miriam, Sfânta Fecioară Maria, am zis eu metaforic că purta în brațe tot cerul. Și cerul acela a coborât, s-a micșorat în brațele unei mame. Și de fiecare dată când copiii sunt legănați de mamele lor în brațe, e bine, îi leagănă în brațele lor întreg universul, cerul, Împărăția lui Dumnezeu. Cum este greu de spus, pe de fapt că totul este mister. Este învăluit de mister și de aceea viața Sfinților Părinți Ioachim și Ana, viața Sfântului Ioachim, nu o găsiți nicăieri scrisă în cărțile de referință ale Bisericii și în canonul Sfintelor Scripturii. Tradiția după aceea a fixat atât viața Sfinților Părinților Ioachim și Ana, cât și viața Sfintei Fecioare Maria, care sau a cărui biografie noi nu cunoaștem decât în momentul toxologic. Acea biografie toxologică când s-au produs acele rusale personale pentru Preasfântă Răzgătoare de Dumnezeu, când cerul s-a rupt în două și a coborât peste dânsa Harul Duhului Sfânt și coborându-se, întrupându-se Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a rupt și istoria umanității în două părți. De la nașterea Mântuitorului se vorbește de înainte și după Hristos. E bine, dar Sfântul Ioachim a trecut în penumbră. Nu se mai știe mare lucru de dânsul. Cum de altfel și Sfântul Ioan Botezătorul, care s-a precedat pe Mântuitorul în această lume, s-a retras după ce a văzut Merul lui Dumnezeu venind cu putere multă și pe care El l-a simțit că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia întrupat în istorie, Logosul întrupat în istorie la plinirea vremii. Atunci El s-a retras și s-a ascuns. Pentru faptul că o spusese, eu vreau să mă diminuiesc, să mă mișorez ca acela să crească. Și atunci zic eu că te crește Dumnezeu. Te crește Dumnezeu în ochii oamenilor, te crește Dumnezeu în ochii îngerilor, a Sfinților, dacă eventual
ai plecat cu toată demnitatea și toată convingerea că drumul pe care l-ai luat și pe care ți l-ai asumat este cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru tine. Atunci când te duci în mănăstire, evident că îți asumi acel drum. Și de aceea vreau să spun că atunci când ești chemată de Dumnezeu, nu mai suporți amânare acelui glas lăuntric, acelui gând care vine de la Dumnezeu. Și atunci faci cu toată abnegația o cerere. Și de aceea vreau să spun că singura cerere care am făcut-o în viața mea a fost aceea ca să intru în rândul cinului monahal. După aceea n-am mai făcut nicio cerere. Toate mi s-au dat. Ceea ce însemnează că calea care am urmat-o a fost cea care a ales Dumnezeu pentru mine. Și frățiile voastre, mai ales în ziua onomastică, să nu socotiți că voi înșivă v-ați afierosit unei căi sau ați luat o cruce pe care o purtați cu demnitate. Orice cruce care o avem pe umerii noștri nu este cea pe care noi am ales-o în mod deliberat, ci pe cea care Hristos a pus-o pe umerii noștri. În mod deliberat noi cerem o cale, dar crucea respectivă ne-o dă Dumnezeu, greutatea ei, puterea ei, nu o putem cuantifica. Și deci de vreme ce am și m-am răsticnit pe pavimentul rece al mănăstirii Bistrița de la Alexandru cel Bun, parcă simțeam că palpită în inima mea, în sufletul meu, chemarea. Evident că am avut șansa de-a lungul acelei, după acea chemare, să stăm alături de oameni vrednici și destoinici, care mi-au devenit de paradigme și profesori. De aceea, în fiecare dată, de fiecare dată, când mă rog, în rugăciunile mele, amintesc de fiecare dată de cei care au contribuit la formarea mea duhovnicească și intelectuală. Și rog ca Dumnezeu să-i păstreze în dragostea Lui, cum și eu să rămân în dragostea Lui. Evident că nu pot să spun și nu cred că Dumnezeu mă ascultă în mod deosebit. Fac și eu pravera cum știu, cum pot. Părintele Episcop Macarie, cunoscându-l și simțindu-l un om de suflet, deși menținul Sfântului Sinod, el este un mare într-o smerenie. Ați văzut cu câtă dragoste și cu câtă abnegație slujește Sfânta Liturghie. Și așa că îi mulțumim în mod deosebit că a venit la această prăzunire, nu a venit a Sfinților Părinți, dar unii dintre părinții, Maicii Domnului, cu nevrednicie pot și eu numele. Preasfinția voastră, evident că nu v-am scris în pomenicul acela care îl pomenesc în fiecare zi la proscomite aici și părinții, slujitorii catedrale, dar de mai multe vreme sunteți înscriși în pomenicul inimii mele. Și aceasta cred că este mai mult cum de altfel și eu mă rog de fiecare dată să scrie pe cei care mi-a dat în preajmă, să-i scrie în pomenicul cărții cele veșnice din cer. Și acela este mai însemnat. Așa că, dacă ne scoate cineva din dictecele inimii, riscăm să rămânem singuri și însingurați. Călugărul deși alege să ducă o viață singură, dar nu este însingurat. Pentru faptul că el este singur cu singurul Dumnezeu. Nu cu un Dumnezeu singur, ci cu singurul Dumnezeu. Că cu singurul Dumnezeu înseamnă a împărți aceeași durere, aceeași bucurie, a fi pe aceeași cale, a limita pe Dumnezeu și a face totul ca să transpară nu viața ta, ci viața lui. Și de aceea când mi se dă această cinste
nu ne se dă, nu dați nouă, spuneam cu altă, dar alt prilej, preasfinția voastră. Tot așa cum un prilej aniversar, că de ce ați venit acum să mă onorați cu atâtea flori? O spun și acum. Și același răspuns îl dau. Nu mă onorați pe mine, ci demnitatea pe care o am primit-o de la biserică, care nu mi-am luat-o eu, ci mi s-a conferit. Și când onorați demnitatea ieratului, sub a cărui omoforă vă considerați a fi, nu a avea, ci a fi, înseamnă că vă onorați pe voi înșivă. Aceste flori, deși le-ați adus nouă în brațe, eu vi le ofer în brațele fiecăruia, pentru faptul că voi sunteți buchetul de flori care mi l-a dat Dumnezeu să-l îngrijesc. Și aici este marea mea problemă, la care încă nu am răspuns, dar îl rog pe Dumnezeu să-mi dea răspuns. Florile care mi s-au încredințat, buchetul de flori, de suflete care mi s-au încredințat, aproape 600 de mii de credincioși ortodoxi în eparhia noastră, în România și Bacău. Fără cele flori, sunt toate în brațele mele. Ascultă de păstorul lor, sau cel puțin au conștiința că au identitate în Iisus Hristos, Domnul Istoriei, prin ieracul care, canonic, este rânduit despre aceasta. De aceea, noi împărăștim pe toate și de aceea spuneam că atunci când este ziua aniversară a ieracului sau cea de nume, cum este astăzi, cinstea se cuvine Sfinților și tuturor acelora care se regăsesc în ieracul lor, căci dacă eram astăzi monahul Ioachim, prezenția voastră, evident că nu venea nimeni la mine. Evident că eram și eu undeva pierdut, știu, pentru o mănăstire sau știu unde. Dar faptul că m-ați regăsit și ați venit cu flori, de aceea spuneam, nu ați venit la persoană care este un smerit slujitor în Biserica lui Hristos și credincioasă slugă și slugă nevrednică. Dar de vreme ce ne s-a conferit demnitatea aceasta, atunci, evident, conștient fiind de măreția demnității, bine, accept onorurile frăților voastre ca dar, dar darul îl dau lui Dumnezeu, căci toată darea cea bună și tot darul de săvârșit nu este de la noi, ci de la Hristos. Și de vreme ce ne-am binecuvântat, luați din florele acestea de acum mireasma Duhului Sfânt și purtați-o în inimile voastre. Purtați-o cu demnitate în calitate de ceea ce sunteți, împreună slujitori și împreună lucrători în via Domnului. Aceste flori nu puteau să crească frumos dacă nu erau grădinare care să le îngrijească. Aceste flori nu puteau să aibă parfumul lor binevoitor și diferit. Aceste flori nu puteau să fie udate de aceeași apă, dar crescute în mod diferit și care dau un parfum diferit fiecare. Așa trebuie să fim și noi în biserică. Același pentru unul, același pentru toți și diferit pentru fiecare. Așa că fiecare vă îndemn să purtați mai departe sarcina care vi s-a încredințat. Și mă bucur că astăzi în soborul nostru au venit marea majoritate a colaboratorilor care mă sfătuiesc să ducă demnitatea care mi s-a conferit. Și eu nu am mâinile mele. Sunt slăbănoage, dar colaboratorii sunt mâinile prelungite în administrația care mi s-a dat să o împlinim în ordinea umană. Cât privește cealaltă lucrare sfântă și cea mai importantă, e bine și aceia întrebuiesc slujitori. Că și îngerii îi avem cu noi sfinții. Îngerii mi-a dat păzitori. Noi nu avem conștiință că în Scripturi Dumnezeu iubește pe îngeri. Dar avem cunoștință că ei sunt niște trimiși să
spune voia lui. Cât privește pe oameni care sunt mai presus de îngeri, ei, pe ei îi iubește Dumnezeu și transmite iubirea lui Dumnezeu prin îngeri, nu oameni. Așa și eu astăzi, dacă sunt aleși să vizualizez, nu să înlocuiesc pe Dumnezeu în biserica văzută pe pământ, fiți încredințat că toți sunteți în iubirea mea și lucrând împreună cu mine în această eparhie, înseamnă că lucrăm pentru Dumnezeu și nimic nu ni se atribuie în mod egoist, pentru faptul că orice faptă bună este în primirea lui Dumnezeu prin noi. Noi nu ne arogăm nici cum în mod egoist împlinirea multitudinilor împliniri care s-au catalogat și care statistica le arată despre care se vorbește. Nu aceasta, sunt ale tuturor. Căci eu nu putem face singur, iar voi fără mine nu puteți face nimic. Cum noi nu putem face nimic în biserica noi pentru faptul că nu suntem noi, că suntem adunate în numele Lui și unde sunt doi sau trei adunate. Hristos este în noi și este lucrarea Lui. Vă mulțumim pentru aceste flori frumoase și că aceste flori să înflorească și în inimile frăților voastre, iar Sfinții Părinți, Ioachim și Ana, să vă fie obrăzuitor și dacă noi ne ales Dumnezeu să fim Părinte al Părinților, Părinte al Dastărilor, Părinte al Copiilor Duhovnicești, mă rog ca unde voi fi eu să fiți și voi, iar unde sunteți și voi să reprezentați și pe ierarhul vostru, care i s-a conferit această demnitate de a purta numele Sfântului Ioachim, Părintele Maicii Preasfintele Scătoare de Dumnezeu. Să trăiți și voi cu toții într-un mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască tuturor și binecuvântarea lui Dumnezeu să se rășuiască în inimile voastre.